Fiecare dintre noi cunoaștem cel puțin o familie a cărui copil se confruntă cu o boală gravă. Cât de greu este să treci printr-un astfel de moment și câtă nevoie are familia unui astfel de copil de explicații clare pe înțelesul lor spuse cu răbdare și înțelegere. Natalia Intotero, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse, este de părere că în fața unei astfel de drame este nevoie în primul rând de empatie și grijă, mai ales atunci când vorbim de comunicarea unui diagnostic grav. Astfel, Ministerul Familiei, în parteneriat cu alte asociații, continuă demersurile pentru a facilita instruirea personalului medical în domeniul comunicării, iar ieri a avut loc cea de-a treia ediție a conferinței Rolul familiei în îngrijirea pacientului pediatric. Așa am descoperit o lume extraordinară, oameni minunați care își dau toată silința prin munca lor pentru a aduce acea rază de speranță și oază de liniște pentru părinții a căror copii trec, din păcate, prin momente dramatice. Și după acest moment ne-am cunoscut și am fost, sunt și voi fi un partener continuu al tuturor proiectelor dumneavoastră, proiecte prin care aduceți foarte mult bine în viața familiilor din România. În egală măsură, cu domnul ministru Rafila am colaborat pe vremea când dânsul era vicepreședintele Camerei Deputaților și răspundea chiar de această comisie, unde la vremea respectivă eram președinta Comisiei de Învățământ și confirm și eu, un om foarte implicat, dedicat, un om al dialogului. E foarte important să existe acel împreună, așa cum ați menționat și dumneavoastră, doamna Năstase, pentru că atunci când vorbim de implicarea autorităților centrale, autorităților locale, a societății civile, a mediului universitar, lucrurile ies mult mai bine.